1 octombrie este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o ocazie importantă de a ne aminti cei care ne-au oferit atât de mult și de a conștientiza nevoile, dar și potențialul seniorilor. Această zi a fost marcată și în Malovăț, acolo unde primarul Ion Michescu a dorit să le creeze o zi specială persoanelor vârstnice din comunitatea sa. Persoanele vârstnice sunt stâlpii comunității noastre, purtătorii unei bogate moșteniri culturale și a unei vieți trăite cu înțelepciune. Ei ne oferă învățăminte neprețuite și ne îndrumă cu sfaturile lor înțelepte, bazate pe experiența lor de-a lungul anilor. Sunt exemple de rezistență și adaptabilitate, învățându-ne cum să depășim obstacolele și să continuăm să ne bucurăm de viață. De aceea, pe această cale oferim respect cetățenilor noștri vârstnici pentru imensa lor contribuție în dezvoltarea societății din care facem parte cu toți. Vorbim despre oameni a căror experiență de viață este extrem de importantă, deoarece ne ajută să înțelegem mult mai bine atât trecutul cât și prezentul, și în special viitorul, oameni cărora le suntem datori pentru tot ce au oferit de-a lungul vieții lor. Suntem la Căminul Cultural din satul Malovăț, unde azi îi sărbătorim pe seniorii Comunei Malovăț, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Oamenilor Vârstnici și împreună cu ei încercăm să ne mai destindem un pic să mai socializeze, pentru că la noi în comună sunt 7 sate. Nu știu dacă reușesc, cel puțin 2-3% din ei se mai întâlnească în timpul unui an, dar iată că de 7 ani încoace reușim să facem de fiecare dată, de 1 octombrie, acest eveniment și încercăm să mai ținem legătura, să aflăm problemele lor sau să comunice unul cu altul, că la urma urmei pentru asta suntem aici, să fim și în sprijinul lor. Acum mai mult ca oricând, apreciind înțelepciunea cu care înfruntă vremurile, simțim nevoia să ne manifestăm solidaritatea și sentimentele de respect față de cei care au adăugat, după puterile lor, trepte pe scara devenirii noastre. Foarte frumos, mulțumim de la cel mai mare domn și până la domnul primar, că fură și domnul deputat, domnul prefect, cine mai fu, și domnul primar, îi mulțumim, că e deosebit, eu nu mai pot de dânsul, nu știu cum să-i mulțumesc câte treburi a făcut acest domn primar, pe cuvânt, ce a făcut în comuna noastră. Pe toate ulicioarele mergi cu ochii închiși și nu te împiedici, dacă e numai asfalt, iluminat, lumina se aprinde rapid, imediat, cum vine seara, lumina se aprinde. Ce n-am avut noi cât domn primar a fost și n-a făcut așa ceva. Plus de asta la primărie, când ne ducem, nici nu stai la ușă, că dânsul întreabă ce doriți, ce trebuie să vă ajutăm, ce trebuie să facem. O atenție deosebită de locuitori, vă spun că n-am pomenit așa ceva. Ce domn primar, avem să-l țină Dumnezeu și vreau să ies la pensie de aici. Astăzi v-a făcut o bucurie și v-a făcut să vă simțiți speciali. Mi-a făcut bucurie mare de tot. Jucară unde nu mai pot, transpirată de jucare, jucai de bucurie, jucai. Un primar de nota 11. Să trăiască primarul, viceprimarul, toate conduce la primăria Malovăț. Suntem foarte bucuroși de acești oameni. Astăzi v-am făcut să vă simțiți special. Special suntem. Păi odată în viață, măcar să fim și noi speciali. Foarte bună și omenește. Că nu face oricine așa ceva. E bine. Și odată pe an, că așa nu ne-am întâlnit unii cu alții. Dar acum ne întâlnirem. Astăzi suntem sărbătoriți. O zi specială. Da, speciale pentru pensionari. Dar acum pensionari sunt și mai bătrâni și mai tineri. Mai frumoși, mai urâți. Nu e, e foarte bine. La invitația primarului Ion Michescu a participat ieri după amiază președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Alături de prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă și secretarul de stat Bogdan Simcea. La evenimentul festiv organizat în comuna Malovăț de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a dorit să le transmită tuturor prezenți recunoștință și respect seniorilor, dar și un călduros la mulți ani.